Bună, dragii mei! Astăzi o ieșire într-un parc provincial, aici în Ontario, situat la 250 km nord de Toronto. Parcul se numește Algonquin și este foarte cunoscut aici. O suprafață imensă, străbătut de peste 100 de km de autostradă și toamna aici este foarte frumoasă, foarte superbă. Și multă lume vine aici toamna. Ăsta e unul dintre weekendurile care este cel mai aglomerat. Și am zis să vin și eu aici să văd despre ce e vorba, așa că haideți cu mine. De acum calc pe un baraj de castori. Trebuie să vedem cum au ros. Și au blocat acest râu aici. Și au format acest lac. Și acolo se vede casa lor în mijlocul apei. Intră pe sub apă și ies sus unde este aer. Și acolo stau. Ia uite vântul. Scutură pinii. Câtă liniște. În acest parc vânătoarea este interzisă și de aceea animalele sălbatice au numărul lor a explodat aici. Găsești urs negru care este ceva mai mic decât ursul carpatin și este de culoare neagră închisă. Black bear. Nu sunt grizzly în Ontario. Grizzly sunt pe coasta de vest, Vancouver, Yukon. Așa, deci urs negru și elan, mus, care se găsește deja de la din zona asta în nord până la Hudson Bay se găsește mus, elanul, care este cel mai mare animal erbivor sălbatic din America de Nord. Unul dintre motivele pentru care îmi place să mă duc la hiking primăvara și toamna târziu este pentru faptul că nu sunt țânțari, muște și tot felul de zburătoare care te înțeapă și te mușcă. Și asta este un lucru pe care îl apreciez foarte mult în perioada mai rece. Pentru că oricât de frumos ar fi, cât de frumoasă ar fi natura, dacă tu ești asaltat tot timpul de aceste zburătoare, nu te poți bucura, nu mă pot bucura. Probabil că alții nu au probleme, dar pe mine deranjează foarte tare. Și e păcat să nu poți ieși ca să vezi locuri ca și asta. Aici apare o culoare mai negruie a rămie și asta din cauza numărului mare de frunze care pică în apă și se descompun. Dar apa este foarte curată. Picărarea a părăsit malul lacului și acum o să urce prin
pădure și o să se întoarcă în jurul lacului ca să ajung de unde am pornit. Și acum, când bate o pală de vânt, parcă vezi toamna cum vine și scutură frunzele. Ia uitați-vă, pe cărare nu se vede că ar fi trecut nimeni în fața mea. Deși în parcare erau câteva mașini, deci ar putea să mai fie oameni pe traseu. Am întâlnit o pereche chiar la intrare, care nu știu dacă o să facă traseu pentru că nu erau îmbrăcați adecvat și nu este un traseu ușor. Ca să vin pantof de stradă și în geacă de piele. Turtles. Broașe țestoase. Wow! Canadian wilderness. Enjoy the silence. Deci am încercat 4-5 minute de trail running. Să văd cum e, m-am simțit că am un pic de extra energie. Și a fost ok, dar m-au lăsat plămânii. Și mușchii m-au ținut, dar plămânii m-au lăsat. Asta îmi spune ceva, că mulți ani de fumat nu sunt buni. Cei care fumează poate fac o pauză, se gândesc la ceea ce am spus. Asta e problema cu castorii. Se apucă și trântesc un baraj și uite, inundă cărările. N-am filmat prea mult cărarea, dar aici lângă lacuri cam așa este. Pietre, nămol, rădăcini și așa mai departe. Să visez la noapte cu rădăcini.
fire starter when it's dry. Frumoasă toamnă și bogată. Ok, dragi mei, și cam asta a fost pentru astăzi. Mă apropii de parcare, deja aud mașinile pe autostradă. A fost o zi foarte frumoasă. Am plecat de vreme de acasă ca să ajung aici. 250 de kilometri. Și știam că o să plouă după masă, ceea ce a și început. Dar mă bucur că am ajuns aici. Este chiar la timp. Deja încă o săptămână frunzele vor cădea și natura se va schimba. Dar am vrut să prind această perioadă. Și sper că v-a plăcut această ieșire. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video și până data viitoare o să nu uita să-ți iei papucii atunci când călătorești. Până data viitoare, gelone, out! Back to reality!